Hi, this is Mihnea. Welcome to Romanian Hub, the ultimate Romanian language learning portal. In this episode of Romanian Reading Lesson for Advanced Learners, I will read from Romanul Adolescentului Miop, Diary of a Short-Sighted Adolescent by Romanian writer Mircea Eliade. Hai să începem! Let's start! Mircea Eliade, Romanul Adolescentului Miop. Partea 1. Pagina 5. Capitolul 1. Trebuie să scriu un roman. Pentru că am rămas singur, m-am hotărât să încep chiar azi Romanul Adolescentului Miop. Voi lucra în fiecare după-amiază. Nu am nevoie de inspirație. Trebuie să scriu doar viața mea, iar viața mea o cunosc și la roman mă gândesc de mult. Dinu știe, păstrez caiete din clasa a patra, când aveam bistrui ca un ovrei și învățam chimie într-un laborator instalat în firida sobei. De câte ori mi se părea că trebuie să fiu întristat, scriam în jurnalul meu. Și acel jurnal de acum 2 ani avea un subiect. Trebuia să se vedească întrânsul viața unui adolescent suferind de neînțelegerea celorlalți. Dar adevărul era altul. Jurnalul mă măgulea și îmi alina dorul meu de răzbunare. Răzbunarea dreaptă împotriva celor care nu mă înțelegeau, credeam eu. Romanul îl voi scrie altfel. Eroul sunt eu, firește. Mă tem însă că viața mea, stinsă între copii și cărți, nu va interesa cititorii. Pentru mine, tot ceea ce nu am avut, tot ceea ce am dorit din mansardă, în înserări calde și tulburătoare, prețuiesc mai mult decât anii tovarășilor mei risipiți în jocuri, în sărbători de familie și idile. Dar cititorii? Înțeleg și eu că toată durerea unui adolescent miop nu va mișca niciun suflet dacă acest adolescent nu se va îndrăgosti și nu va suferi. De aceea m-am și gândit la un personaj pe care la început îl numisem Olga. Pagina 6. I-am povestit lui Dino tot ceea ce ar trebui să aibă loc prin prezența acestei fete. Dino m-a întrerupt și m-a rugat. Dacă într-adevăr îi sunt prieten, să schimb numele eroinei în Laura. M-am tulburat mult la început, pentru că nu știam cum să fie fata care va străbate sufletul adolescentului meu. Eu n-am cunoscut decât pe fetele cizmarului vecin, care în niciun caz nu pot trece într-un roman. Cea mai mare, Maria, era slabă și rea. Își teroriza frații, fura cai severzi și țipa alergând după tramvaie. Cealaltă, Puica, era grasă și murdară. Nici una, nici alta nu puteau seduce un adolescent. Aceasta nimeni nu putea înțelege mai bine ca mine. Dinu mi-a mărturisit că mă poate ajuta. A cunoscut atâtea fete, îmi spune. Dar cum aș putea eu scrie un roman cu o eroină cunoscută de Dinu? M-am hotărât să mă gândesc, în timp ce voi scrie la vara mea. De câteva săptămâni, de câte ori o întâlnesc, îi pun întrebări. Am vestit și pe Dinu că vara mea se află sub observație. Dacă vrei să scrii un roman, m-a sfătuit ea, să-l faci pe erou frumos și bun și să-l cheme Silviu. Când i-am spus titlul și subiectul romanului, nu i-a plăcut. Să fie doi eroi, unul frumos și altul urât, vrea ea, iar titlul Dragostea de copil sau Flori de primăvară sau La 16 ani.
În zadar mi-a fost explicațiile. Vali, dragă, acesta e un roman cerebral, cu drame interioare, etc. În zadar. Și atunci i-am ascultat mărturisirile. Mi-au folosit, căci am învățat vocabularul fetelor. Și am cunoscut câte ceva din visurile, nostalgiile și tulburările ei. Parcă aș fi ascultat mărturisiri auzite de mult. Pagina 7. Îmi aminteam că Varumia nu se deosebește mult de eroinele din romane sau de acelea pe care un suflet puțin exaltat și le închipuie. Dar pot eu ști că aceasta e Varumia? Aceasta care mi se dezvăluie la răstimpuri, antrenată de confesiuni? Știu despre ea că visează să cunoască o prietenă mică și bună, care să aibă moșie, iar la moșie un frate brun și curajos. El le-ar întovărăși prin pădure, le-ar învăța să vâneze și le-ar spune tu. Îmi mărturisește că i-ar place să fie într-o noapte conacul călcat de hoți. Ea ar apuca revolverele și ar apărea în salon tocmai în clipa când fratele prietenei era sugrumat de un țigan. Ar mântui viața fratelui și l-ar îngriji într-un dormitor alb, cu măsuța acoperită de sticluțe colorate. Părinții s-ar arăta recunoscători și i-ar lăsa singuri zâmbind. Varumia se oprește. Nu vrea să-mi spună dacă ea s-ar roși sau și-ar trage sfios mâna când fratele prietenei i-ar șopti, apropiindu-se. Te iubesc! Știu eu ce mai gândește Varumia asupra băiatului brun și convalescent, vegheat de o soră mică și o prietenă frumoasă? Dar romanul trebuie scris. Mi-a spus și Dinu. Cine va mai cuteza atunci să te lase corigent? Se gândește, poate, cu bucurie la însemnătatea lui în roman. M-a rugat să se numească tot Dinu și chiar să scriu tot ce cred despre el. Dar pe cine ar putea interesa aceasta? Gândesc eu, ca un adevărat autor de romane. Îmi merge tot mai rău de la o vreme cu școala. Singura nădejde a rămas romanul care va apare în vitrine la toamnă. Pagina 8. Corigent tot voi rămâne, dar pentru cea din urmă oră. Profesorii se vor teme de mine, mă vor respecta și se vor împotrivi în cancelarie. Când Vanciu va hotărâ să mă lase corigent la matematică, iar Faradopol la germană. Nu am avut deloc noroc săptămâna aceasta. Și se apropie sfârșitul ultimului trimestru. Luni am dat extemporal la franceză, din gramatică. Trollo dă de 6 ani extemporale numai de gramatică. Și firește, nu am învățat nimic de 6 ani. Am să iau și de data aceasta insuficient. Cum am luat ieri la germană, când Faradopol mi-a cerut să-i povestesc pe nemțește primul act din Nathan der Weisse. Din clasa a doua ne cere să povestim pe nemțește. Dar dacă nu ne-a învățat niciodată nemțească? Azi dimineață pornise melancolic spre școală. Înfrunziseră toți castanii și era senin, iar eu nu aveam nicio problemă scrisă. Mă gândeam, ar trebui să fug în cișmigiu, dar geanta m-ar fi umilit. Și apoi mi-ar fi fost tot timpul teamă să nu fiu văzut de vreun profesor. Mă întristam aflând cât sunt încă de slab, de timid, de nehotărât. M-ar fi desfătat să am voința furtunoasă și să fug, să lucrez în porturi, să dorm în bărci, să cutreie țări. Dar eu mă mulțumeam să visez o izbândă târzie și să sfârșesc caietele jurnalului. Pășeam îngândurat către școală.
Dinu m-a ajuns din urmă și m-a strigat: Doctore! Aceasta pentru că sunt miop și citesc cărți cu coperte cenușii. El era fericit. Îl ascultase Vanciu și rupsese un suficient. Pe astăzi avem 4 probleme. Grele și încurcate. Pagina 9. Atunci am schimbat vorba. I-am spus că romanul meu va avea 400 de pagini și că va fi primul dintr-o serie ce se va numi Dacia Felix. Eu știu că n-am să scriu niciodată această serie, pentru că trebuia totuși să uit problemele grele. I-am mărturisit că cel de-al doilea volum se va petrece într-un salon de coafer. Dinu a râs. Are să-ți vină greu, pentru că tu n-ai fost niciodată bărbier. Mai bine situează volumul al doilea într-o școală de fete. Aici am protestat eu. I-am amintit că nu cunosc nicio elevă afară de cele câteva din societatea noastră, muza. Vara mea, unicul izvor de inspirație, a urmat câțiva ani la călugărițe, dar se arată plictisită de câte ori o întreb asupra vieții de pension. Am acceptat, totuși, să public la sfârșitul romanului Adolescentului Miop un apel către elevele din cursul superior, prin care aș putea obține jurnale, confesiuni și amănunte. Cu acest material cules sur le vif, aș putea compune volumul al doilea. Intrând în curtea liceului, a trebuit să uităm romanul și să ne grăbim ca să nu fim zăriți de pedagogul cel nou. Am alergat pe coridor, am sărit treptele 4 câte 4. În clasă mi-am luat locul din banca întâi, iar Dinu s-a strecurat liniștit în fund. Eu nu am noroc. Alții au noroc și la fete, și la cărți, și la școală. Eu am renunțat bucuros la jocul cu fete și la jocul de cărți, numai ca să am noroc la școală. Dar nu am. Când sfârșisem de copia de la un vecin, cea din tâi și cea mai ușoară din cele 4 probleme grele, intră Vanciu. Pagina 10. Mie îmi piere tot curajul când îl zăresc, catalogul cu scoarțe negre și entet alb. Vanciu saluta demn și îngăduitor, sigur de evidenta lui superioritate și de nenorocul nostru. De câte ori nu mi-am jurat eu, privindu-l cum intră, că voi studia pătimaș matematica, numai ca să-i pot împotrivi aceeași privire senină și singură. În gând, dacă sunt ascultat, îmi bat joc de pântecul pe care încearcă să și-l ascundă sub croiala vestei. Am aflat de mult că Vanciu e un Don Juan. Mă stăpânește cu glasul, cu calmul, cu ochii și cu dezlegările problemelor. Mi-e ciudă că nu am plănuit niciodată ca să-l pot urâ. Îmi spune numai cap de lemn, de câte ori greșesc semnele algebrice. Și cap sec, de câte ori mă intimidează la tablă, fascinat de un desen geometric căruia trebuie să-i găsesc rost, valoare și dezlegare. Am făcut rugăciunea și eu mi-am dat seama că mă rugam nu știu cui. Mă rugam ca Vanciu să întoarcă foaia catalogului și să asculte colegii de la sfârșitul alfabetului. Sau să fie chemat la minister. Sau să intre servitorul și să-i aducă o veste neașteptată. Iar noi să avem întreaga oră liberă. Poate mă rugam și altceva. Firește, m-a chemat cel din tâi la tablă. Cu toate că nu eram singurul neascultat din clasă. Am pășit demn cu caietul, cu creta și cu buretele. Nu vroiam ca ceilalți să afle că mi-e teamă de Vanciu. De altfel, cum mă apropii de tablă, mă liniștesc. Panica îmi pierde din senin.
Privesc calm în ochii profesorului și, când și pleacă în caiet, zâmbesc îngăduitor celor din bănci. Câte probleme am avut? Pagina 11. 4. Unde sunt? N-am putut să le fac pe toate, răspund eu, umilit și cântărind disprețul privirilor lui Vanciu. Fă-o atunci pe prima. Știe nunțul? Nu-l știam, dar am făcut semn că știu. Vanciu și-a întors scaunul către mine. Și-a încrucișat brațele și a așteptat. A înțeles și a început să-mi dicteze. Într-un cerc de rază ar, zona născută de un arc, când cercul se învârtește în jurul unui diametru care trece printr-o extremitate a arcului, are ca bază un cerc, a cărui suprafață este egală cu sfertul zonei. Să se calculeze înălțimea x a zonei. Nu știam de unde să încep. Nu pricepeam nimic și nici nu mă puteam gândi la problemă. Îmi fixai privirea pe cele câteva cifre scrise la colțul tăbliei și începui a-mi frământa figura, ca să creadă Vanciu că-mi frământ mintea. În timpul acesta eu gândeam, ei, al dracului, și apoi pocneam din dinți. Era tot ce puteam face. Vanciu mă socotise multă vreme imbecil și mă menajase. Poate a aflat însă că mă prefac, că nu învăț niciodată și de atunci nu se mai lasă înduioșa de nătâlgia mea. Totuși, bâlbâielile, zăpăcelile și mimica simulată la tablă nu rămân fără efect. Vanciu îmi dă întotdeauna ajutor. Ei, nu merge? Avem un cerc. Îmi adusei aminte că și în caiet făcusem unul, plimbând creionul pe marginea unui capac de călimară. Începui a construi cercul și ștergeam mereu ca să mai treacă din timp. Dar totul era zadarnic, pentru că nu știam problema. Paginile 12 și 13. De ce nu înveți, mă? Învăț, domnule Vanciu, dar mă zăpăcesc. Cine învață bine? Eu învăț, domnule Vanciu. Nu mă întrerupe. Cine învață bine, nu se zăpăcește. Știu, domnule Vanciu. Spune atunci. Știu, dar să vedeți. Repetă enunțul. Pauză lungă, în care băieții își țineau răsuflarea. La loc. M-am așezat în bancă ușurat. În carnetul albăstrui, la ziua de 15 mai, Vanciu s-a iscălit sub un magistral și dureros de citeț insuficient. Eu m-am prefăcut că urmăresc cu atenție și curiozitate calculele vecinului meu de catalog, un italian roșcat și miop care se încăpățina să nu poarte ochelari. Acela își știa lecția. Explica, iar Vanciu îi striga la răstimpuri exasperat. Lucrează, domnule! După ce a ieșit Vanciu, băieții m-au înconjurat și m-au întrebat, bucurându-se. Ce te faci, tipule? Le-am răspuns că puțin îmi pasă. Pentru că eu sunt eu, iar ei simpli elevi dintr-a șasea reală. De câte ori sunt umilit, mă arăt superior și nu mă feresc de a le dovedi celorlalți întregul meu dispreț. Eu înțeleg că această reacțiune e copilărească, dar nu o pot îndrepta. Când mă liniștesc, mă mustru. M-am întors acasă împreună cu Dinu și pe drum am plănuit capitole din roman. Nici nu voiam să mă gândesc la noul insuficient pe care mâine va trebui să-l arăt mamii. Socoteam amândoi că singura mea nădejde nu rămâne decât romanul adolescentului miop și că trebuie să mă apuc numai decât de lucru. Acum însă, după ce am scris atâtea pagini în caietul meu, nu mai am curajul să încep cel din tâi capitol. Se apropie seara, mâine am lecții grele, iar pe masă am lăsat la jumătate Bouvard et Pechuchet.
And that's the end of another episode in the Romanian Reading Lesson for Advanced Learners series. If you want to get this book in English, follow the link in the description below. And don't forget to subscribe. In that way, you won't miss the next episode. Ciao! This is Mihnea, signing out from Bangkok.